A spus doamna Sandu un lucru despre o posibilă sau aproape e, că aproape e sigur că Federația Rusă va avea tentative de a influența acest an electoral. Te întreb și pe tine, Mihai, dacă există semne sau premise prin care se vede că Federația Rusă va încerca să se implice în anul acesta electoral și pentru noi urmează și la anul, un an electoral. Desigur, cum spunea și primul și distinsul nostru primul invitat, deja avem exemplu revitalizării protestelor din capitală, din Chișinău. Am văzut marșul de pe 2 februarie când s-a aniversat 10 ani de la referendumul ilegitim din Găgăuzia, unde s-a pus la îndoială statalitatea Republicii Moldova. Da, Federația Rusă va încerca să folosească orice mijloace pentru a cuceri electoral Republica Moldova, atât în 2024 cât și în 2025. Este păcat că la acest efort, din păcate, vedem că iau parte, după cum spuneam, și actorii politici din Uniunea